trebuie, totul pleacă de la disciplinarea populației, cum își aruncă gunoiul. Și disciplinarea populației se poate face foarte simplu, mai ales pe comune, unde există controlul, este mai ușor de făcut, că sunt, da, oamenii se cunosc între ei, de la primărie, de la o hotărâre de consiliu care să arate exact cum trebuie să se procedeze, de la modul de preluare a gunoiului și de la costul pe care populația îl plătește pentru gunoi. Este foarte important să se înțeleagă că o tonă de gunoi selectat costă 25 de lei sau neselectat aproape 100. Și aia înseamnă că în 5 tone de gunoi, dacă îl selectăm, avem 2 tone de gunoi care costă 100 de lei și 3 tone cu 25. Deci aia înseamnă 270 sau 500 pentru același gunoi. Asta trebuie înțeles, deci se poate reduce costul pe care îl plătește populația, se poate ușura munca acestor oameni și putem să folosim acest deponeu timp de 10 ani. Se poate. Vom lucra la asta și eu acum cât am văzut 2-3 probleme se rezolvă repede, da? Suntem pe calea cea bună, în sensul că se poate face, pentru că sunt foarte multe lucruri care n-au fost făcute, putem să facem multe repede. Faptul că nu se aduce selectiv este principala problemă a stresului, a fluxului complicat și a mizeriei. Vedeți aceste boxe, deja 2 din ele sunt aproape pline, trebuie să stea 28 de zile. Nu o să ai unde să, pentru că nu poți să duci din boxă, să-l muți în deponeu, pentru că n-a trecut procesul de 28 de zile, timp în care gunoiul tot vine. Se poate, putem să reparăm. Ați înțeles de ce a pornit activitatea atât de târziu la acest deponeu? Activitatea a pornit târziu pentru că sunt foarte multe lucruri de care oamenii nu s-au ocupat punctual, că dacă te ocupi atunci când trebuie, se rezolvă repede. În primul rând, eu mă mir acum că contractele cu cei care vor prelua de pe sate nu sunt încă, adică chiar dacă sunt clare, noi știm de acum că ei nu vor participa și așteptăm ce așteptăm. Să vină momentul 15 decembrie să nu știm ce avem de făcut. Da? Mai sunt și alte probleme tehnice pe care le are acest CMID de la Lupac? Probleme tehnice, uitați-vă ce acoperiș are. Eu când îl văd ăsta, mi-e frică să stau aici. Nu știu cum e. Asta am înțeles că a fost și o problemă, s-a dărâmat la un moment dat. Sunt, de la zăpadă, nu? Păi când te uiți la el, îți dai seama că ceva nu e ok. Trebuie văzut cine au lucrat. Dar am înțeles că aici Consiliul Județean deja este în procese cu cei care au construit. Un proces cu un constructor care nu și-a făcut treaba este de 3 ori mai deranjant decât un constructor care își face treaba, pentru că în primul rând ai pierdut timpul, după aia trebuie să iei din bani înapoi și el nu mai are de unde să-ți dea și după aceea trebuie să găsești și soluția să remediezi, tot cu un constructor bun și tot cu o soluție bună. Pe Caraș, începând de ieri, se aducă 3000 de tone de gunoi pe lună, de pe Caraș aici. La Sălaj adună 5000 de tone, un deponeu similar și merge perfect. O să facem o vizită acolo, merge perfect de 3 ani. Mergem. Haide, Adelin, să mergem. Hai, vino. Haide. Ce mai spune-ne o dată. Stai un pic, trece aici. Pe Caraș Severin, de ieri a început Bravnul să aducă la acest deponeu tot gunoiul, aproximativ 1600 de tone pe lună, plus ceilalți operatori, încă 1600. Deci o să avem pe lună 3200 de tone. La Sălaj se adună 5000 de tone lunar, au un deponeu similar și funcționează perfect, deci au un grad mare de reciclare, selectiv. Tocmai am aflat această informație de la operatorul, administratorul Bradner, care se află aici cu noi, domnul Ploaie, și ne-a făcut invitația când dorește domnul președinte să trimită o delegație acolo, să vadă că nu inventăm noi roata carului, ea este inventată, trebuie să învățăm de la cei mai buni. Cât s-ar putea aduna? La Reșița adunăm la zona de case, avem 7 zone de case la care adunăm selectiv pe saci. Funcționează binișor, nu suntem pe deplin mulțumiți, deoarece oamenii au tendința să ducă la vechile platforme, mai aruncă neconform gunoiul,
sau nu îl selectează cum trebuie în saci. La fiecare sac ridicat de către operator, pe culoare, lasă un sac gol în schimb. Vom intensifica controlele pe această temă, vom mări cartierele pe care încă nu luăm selectiv la zona de case. Ne-am propus ca până la sfârșitul anului, tot ce înseamnă case pe raza municipiului Reșița să fie adunat selectiv doar pe partea de saci. Iar la partea de platforme existente la blocuri, avem un plan pe următorii 3 ani ca toate platformele din Reșița să fie închise, cum sunt cele de micro 2, cum avem încă 25 în licitație, cum avem 16 făcute subterane. Deci vrem să fim un oraș civilizat. Vă mulțumesc! Au început de ieri operatorii să aducă aici, îl duceau până acum la Oradea, deci plecau la Oradea 1600 de tone pe lună, care aveau costuri de 500.000 de lei lunar, deci 6 milioane pe an plăteam numai să transportăm gunoiul la Oradea, pentru că vechea conducere n-a la măsurile care se impun. Vă mulțumesc! Domnule Marta, spuneți-ne, cum ar deveni eficient acest centru de colectare? Cum v-am zis și la început, dacă noi acasă îl punem selectat, nu am costuri. Cu cât vine mai complex, mai plin de deșeuri, mai în amestec, noi vom avea costuri tot mai mari de reciclare. În sensul că trebuie să urmăm mai multe proceduri în a-l selecta. Pe de altă parte, ați văzut, noi am început investiții în sensul că am schimbat o parte din utilajele neconforme care nu mergeau. O să discutăm cu domnul președinte vis-a-vis de garanțiile pe care ei le asigură la utilaje. Au zis că nu ne mai asigură garanții la utilaje. Partea de service este extrem de deficitară. Nu reușim să ajungem să finalizăm. Colegii de la Consiliul Județean au tot luat legătura cu ei, au tot venit aici, s-au plimbat, au făcut poze și au plecat. N-au rezolvat soluții. Noi avem nevoie de soluții tehnice să funcționeze, nu să stăm. Asta, ca să funcționeze, este un flux continuu, să înțelegeți. Gunoi este în fiecare zi. Nu pot să zic, azi am gunoi, mâine n-am. Dacă noi nu lucrăm în fiecare zi, în sensul, în cele două schimburi, să prelucrăm gunoi, se întâmplă ce ați văzut. Se adună munții de gunoi afară. Câți angajați aveți aici? La ora actuală, în producție, avem 30 de angajați. Săptămâna viitoare mai angajăm 22 pentru schimbul 2. Sunt în procedura de verificare, fișă medicală și vom începe în două schimburi pe ambele hale. Scuze, la ora actuală lucrăm în două schimburi doar la tratarea mecanobiologică, pentru că n-am avut ce să dăm schimbul 2 la reciclabil. Cu Bradner-ul, începând colaborarea, Bradner-ul ne va aduce cantitățile de reciclabil și atunci facem schimbul 2 ca să putem gestiona și reciclabilul, ce sperăm că vine de pe Reșița și probabil va veni. Câte tone ar însemna pe lună ca să fiți eficienți? Păi, în contractul semnat și în previziunile făcute erau prevăzute 7.000 de tone pe lună. Da. 3200, cât se colectează? Este mai mult de 3200, noi estimăm undeva la 4400, cu tot cu Herculane. Herculanele este o zonă atipică în funcție de sezon. În perioada de vară vine mai mult deșeu, foarte mult reciclabil, în schimb iarna scade cantitatea. Tot așa vor apărea fluctuații, cel puțin acum, în primele două luni, sunt acele stocuri pe care noi le preluăm. Vorbim de sute de tone, care stau de ceva vreme, stând, au luat în greutate, sunt contaminate, nu mai putem alege. Ca să înțelegeți, de exemplu, Bratnerul a dus cu noi, a golit mașina. Cartonul, eu pot să le recuperez acum, proaspăt. Odată ce stă atâtea zile, se contaminează, nu mai am voie să-l extrag. Plasticul își pierde din luci, nu mai pot extrage. Fiecare își pierde din proprietăți, din calități, pe care noi, la rândul nostru, nu le mai putem comercializa, adică nu le mai putem gestiona să ne facem țintele. Avem țintă pentru fiecare categorie de deșeu. Avem ținte pentru cantitatea depozitată. Pot o anumită cantitate să o depozitez, nu pot toată. Drept dovadă, vedeți, încercăm soluții alternative să facem țintele care ni le-am asumat prin proiect, pentru că noi în proiect ne-am asumat că depozităm o cantitate doar de 37%. Dacă eu mă duc și îl depozitez pe un cer solar, ating ținta. Dar prefer să găsim cât mai repede soluții. Ați văzut, de față cu dumneavoastră a dat telefoane să găsim soluții. Că una e să mă duc cu 10 tone, una să mă duc cu 22 de tone. Toate sunt costuri. Și cei la care ducem la ars, fabricile de ciment, discuția a fost de genul, păi oferta este foarte mare. Prețul fac după cum am ofertele. Și acolo este complicată. Dar soluții găsim.